Cancelaria Sfântului Sinod a transmis astăzi un comunicat prin care îndeamnă la rugăciune comună la mijlocul zilei. Deoarece, în această vreme de grea încercare din cauza epidemiei, clericii și credincioșii mirenei bisericii sunt separați spațial din punct de vedere al locului de rugăciune, totuși pot fi în comuniune, mai ales prin rugăciunea comună la mijlocul zilei. Prin urmare, clopotele tuturor bisericilor ortodoxe din România vor suna timp de 1-2 minute la ora 12 în ziua de Buna Vestire, apoi în fiecare duminică și în fiecare zi când se săvârșește slujbă în bisericile din parohii și mănăstiri. În acel moment de rugăciune comună la casele lor, toți credincioșii mireni sunt îndemnați să rostească rugăciunea Tatăl nostru, Condacul Bunei Vestiri, Apărătoare Doamnă, precum și alte rugăciuni, iar preoții din parohii și mănăstiri vor citi în plus rugăciunea specială pentru încetarea epidemiei. Președintele Klaus Iohannis a declarat astăzi că recomandările în cazul epidemiei de coronavirus devin obligații. Am convenit că este nevoie de măsuri suplimentare pentru a fi în situația să îngrădim, să încetinim răspândirea infecției. Astfel se vor introduce noi restricții de circulație și noi restricții pentru români, în sensul că ceea ce a fost până acum o recomandare devine o obligație, după principiul stăm acasă, a spus șeful statului după ședința de evaluare și prezentarea măsurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19, cu prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul afacerilor interne Marcel Vela, ministrul apărării Nicolae Ciucă și ministrul sănătății Victor Costache. Președintele României a indicat că oamenii vor putea merge la serviciu și să-și facă cumpărăturile necesare. De asemenea, șeful statului a explicat că aceste măsuri vor fi prevăzute într-o ordonanță militară și vor intra în vigoare începând de mâine. Până astăzi, pe teritoriul României au fost confirmate 762 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19. Dintre acestea, 79 au fost declarate vindecate și externate. Au murit 8 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 și cu boli cronice preexistente, internate în spitale din București, Suceava, Craiova și Iași. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică, au fost înregistrate alte 186 de noi cazuri de îmbolnăvire, pacienții având vârsta cuprinsă între 4 și 85 de ani. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată, sunt 5515 persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat noul virus. Alte 83970 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. Patriarhia Română și Federația Filantropia au pus la dispoziție, începând de ieri, o platformă online pentru a sprijini persoanele afectate de pandemia COVID-19 să depășească această perioadă dificilă. Platforma Ajută cu Bucurie se dorește a fi un punct de întâlnire al persoanelor care au nevoie de ajutor cu cele care doresc să își manifeste solidaritatea cu semenii aflați în dificultate. Astfel, persoanele izolate care au nevoie de ajutor, indiferent din ce zonă a țării provin, pot completa un formular online accesând site-ul ajutacubucurie.ro. Aici vor menționa numele, telefonul, adresa și nevoile pe care le au și vor fi contactate în cel mai scurt timp de voluntarii implicați în proiect. De asemenea, cei aflați în nevoie pot suna la numărul 0800 800 368, în intervalul 8-16. Alte două secțiuni ale site-ului se adresează voluntarilor și tuturor celor care pot ajuta financiar, dar și material. Cei care vor să ofere alimente sau alte obiecte care pot fi de folos pot completa un formular online și vor fi contactați în cel mai scurt timp de persoanele implicate în proiect, iar cei care vor să îi sprijine financiar pe cei vulnerabili pot face donații în următoarele conturi bancare deschise la Banca Comercială Română. Cont în lei RO54 RNCB 0075 0048 95 03 0091, cont în euro RO27 RNCB 0075 0048 95 03 0092 și cont în dolari RO97 RNCB 0075 0048 95 03 0093. Arhiepiscopia Argeșului și Musceluiului a donat echipamente și produse medicale în valoare totală de 50.000 de lei secției de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Pitești. Acțiunea a fost desfășurată de sectorul social-filantropic al Arhiepiscopiei,
și a fost coordonată de părintele consilier Andrei Diaconescu. Au fost donate un aparat EKG mobil, scuturi de protecție, botoși lungi, mănuși chirurgicale, halate chirurgicale, gel dezinfectant, pulsoximetru, tensiometru, stetoscop și alte materiale necesare. În Arhiepiscopia Dunării de Jos au continuat astăzi activitățile de ajutorare a persoanelor aflate în carantină instituționalizată. Monahiile de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, Lacu Sărat, din județul Brăila, au pregătit pachete ce conțin alimente, cărți religioase și materiale de igienă, cu care s-au deplasat la centrul de carantină din stațiunea Lacu Sărat pentru a le oferi celor 117 persoane de aici. Darurile au fost preluate de personalul desemnat pentru îngrijirea și asigurarea condițiilor de carantină, conform normelor legale în vigoare. În această perioadă, persoanele aflate în carantină în județele Galați și Brăila vor primi din partea Arhiepiscopiei Dunării de Jos, în funcție de nevoi, și alte ajutoare. Ministerul Apărării Naționale a demarat măsurile necesare pentru suplimentarea numărului de posturi din sistemul medico-militar în vederea încadrării cât mai rapide a acestora. Angajările temporare au loc în conformitate cu prevederile decretului 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României în contextul eforturilor întreprinse de autoritățile publice pentru limitarea răspândirii noului coronavirus. Angajările se vor face pentru o perioadă de 6 luni, iar condițiile generale și cele specifice posturilor care urmează a fi încadrate, punctele de contact, documentele necesare și termenele de trimitere a cererilor de angajare vor fi publicate de fiecare unitate medico-militară pe site-ul propriu și pe site-ul central al MAPN. Oficialii MAPN susțin că în acest moment sunt disponibile funcții de medici în diferite specialități, precum boli infecțioase, epidemiologie, pneumologie, medicină de urgență, medicină de laborator, anestezie și terapie intensivă, radiologie și imagistică medicală, igienă, medicină internă, medicină de familie, dar și asistenți medicali și farmaciști. Funcțiile sunt disponibile în spitalele militare, institutele și centrele medicale ale MAPN din București, Brașov, Craiova, Cluj-Napoca, Constanța, Galați, Iași, Pitești, Sibiu și Timișoara. Fundația Regală Margareta a României anunță lansarea Fondului Special pentru Bătrâni, un fond de urgență creat pentru a deservi nevoile actuale ale vârstnicilor din România și gestionarea izolării sociale determinată de coronavirus. Acest fond este menit să susțină nevoile vârstnicilor din mai multe zone ale țării. Fondul Special pentru Bătrâni colectează diverse tipuri de contribuții de la donatori, companii și alți finanțatori care vor să se alăture solidar vârstnicilor singuri. Încă din anul 1993, fundația a venit în sprijinul vârstnicilor din România prin programe menite să combată izolarea și singurătatea și să ajute la creșterea calității vieții acestora. Peste 180.000 de persoane au primit sprijin din partea fundației de-a lungul timpului. Crucea Roșie Română lansează campania națională de strângere de fonduri România salvează România, prin care pot fi donați 2 euro la numărul special de SMS 8827, valabil în toate rețelele de telefonie mobilă din țară, fără costuri suplimentare. Reprezentanții organizației solicită donații care să susțină acțiunile sale umanitare pentru ajutorarea tuturor categoriilor afectate de pandemie. Donațiile colectate vor fi utilizate pentru dotarea unităților sanitare de pe întreg teritoriul României cu aparatură medicală și materiale de strictă necesitate în tratarea persoanelor infectate de COVID-19, materiale de protecție pentru personalul angajat din instituțiile care asigură permanență în cadrul instituțiilor din subordinea MAI, MAPN și a Ministerului Sănătății, pachete alimentare și pachete igienice pentru persoanele vulnerabile aflate în izolare la domiciliu, în limita resurselor disponibile și în strânsă legătură cu autoritățile locale și pentru centrele de carantină din țară. Prima scenă lirică a țării vine în întâmpinarea iubitorilor genului cu spectacole difuzate online în fiecare zi de luni și joi. Înregistrările vor fi disponibile pe pagina oficială de Facebook a instituției, cât și pe site-ul operei la secțiunea Opera Online, fiind accesibile publicului pe durata difuzării spectacolului. Prima difuzare a avut loc aseară, când iubitorii muzicii de operă au putut urmări înregistrarea spectacolului în regim de premieră Don Carlo de Giuseppe Verdi, eveniment din 18
15 februarie 2018. Joi, 26 martie, de la ora 18:30, va fi difuzată premiera spectacolului de balet Frumoasa din pădurea adormită de Piotr Ilici Tchaikovsky, eveniment din 12 mai 2018.